Scorul slab obținut în fiefurile liberale de Klaus Iohannis nu îl deranjează pe liderul PNL Gorj, Dian Popescu. Rezultatele primarilor sunt rezultate foarte bune. Nu există primari în Partidul Național Liberal, nu există primari trădători. Copreședintele ACL Gorj i-a transmis colegului de alianță Dan Vâlceanu să analizeze situația primarilor democrat-liberali. Domnul Berca Bănescu s-a referit la primarii de la PDL. Pentru că îi cunoaște. Domnul Vâlceanu la primarii de la PDL îi cunoaște. Eu nu-i cunosc foarte bine pe primarii de la PDL. E problema dânșilor. Nu este adevărat. Am auzit și eu. Nu este adevărat. Dânsul n-a făcut o analiză. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale Victor Ponta a obținut 50,25% dintre voturile gorjenilor, în timp ce Iohannis a adunat aproximativ 24%.